Andreea Bolan ne spune în premieră dacă s-a căsătorit în secret cu tenismenul Victor Cornea după zvonurile apărute, dar și care este relația actuală cu fostul soț, George Burcea. Interviul exclusiv chiar acum. Cel mai frumos sentiment din univers este iubirea și cu toții căutăm iubirea sub o formă sau alta și na, trecem prin experiențe neplăcute ca să învățăm, să ne învățăm lecțiile și să învățăm să ne iubim pe noi. Și în momentul în care noi ne iubim pe noi, atunci vibrația se înalță și reușim să atragem și persoanele potrivite care să ne iubească. Trăiesc pentru prima oară o iubire curată, profundă și abia acum cu Victor am acest sentiment de confort, de ușurare emoțională. Nu trebuie să... Siguranță, putem să spunem? Siguranță, da. Asta e siguranță. Până acum, da. Cu toții facem sacrificii mai mici sau mai mari, la modul că poate nu iau un job ca să stau acasă cu tine sau poate nu îți fac ție pe plac, dar calc un pic pe mine că nu-mi doresc să fac lucrul ăla. Toți facem lucrul ăsta. Artista a povestit. Spus acum de iubite care vin după ei, acele iubite n-au fost numite antrenorii lor personali să facem o glumă. Da, știu. Păi, noi ne amuzăm de acele badge-uri. Nu e vorba că dacă mă trece coach, intru peste tot sau dacă mă trece player guest, nu mai intru nu știu unde. Nu, intru oricum oriunde, fie că sunt player guest, fie el neavând un coach care să meargă, un antrenor care să meargă cu el peste tot, mă trece pe mine, dar odată mă trece physio, odată coach, odată wife, odată flare guest, adică e foarte funny că de fiecare dată el mă surprinde cu ce mă trece în badge și apoi primesc badge-ul acolo și mă amuz, adică e pur și simplu o distracție pentru noi. Și el are antrenor, dar este aici în România. Are chiar doi prieteni foarte buni, Dragoș și Andrei, care îl antrenează aici în România, dar nu îl însoțesc până în Australia sau au fost la US Open. E același inel pe care l-am de câțiva ani, care mi-acoperă acest tatuaj șters. Nu, încă nu. Deci nu s-a căsătorit Andreea Bolan, să faci în lumină după nu, tot ce a apărut. Abia am primit certificatul de divorț. Abia l-am primit, da. Că a durat ceva și abia, da. Deci mai așteptăm sau sunteți în pregătiri? Stai un pic, că abia am primit certificat, stai să respir un pic, stai. Da, dar nu asta e, cred că este important. Uite, când curge ceva foarte ușor și relația e foarte relaxantă și sigură și frumoasă, etapele vin inevitabil. Nu trebuie să faci presiune, nu, pur și simplu va curge și... E doar o formalitate a iubirii aici în societatea noastră. Atât timp când noi ne iubim și știm lucrul ăsta și simțim lucrul ăsta, nu contează dacă o să fie sau nu o să fie. Repet, e doar pentru societate, ca să fie frumos. Cât despre relație. În sfârșit, mami și tati se înțeleg. Da, ne înțelegem bine și avem în sfârșit un co-parenting ok. Cum ați ajuns în punctul ăsta? Pentru că au fost destul de multe lucruri care s-au spus. Timpul le rezolvă pe toate și maturitatea, înțelepciunea. Într-adevăr, atunci când te desparți de oricine, ai o perioadă de, poate să fie câteva luni, un an, în care e mai ușor să dai vina pe celălalt. Dar cu timpul încep și să faci retrospectivă și fiecare, adică și fiecare își vede părțile, conștientizează, da, ce a făcut bine și ce a greșit. Și el s-a schimbat foarte mult, George, în bine, și atunci reușim să avem o cale de mijloc și să ne înțelegem.